Astăzi este luni, 16 aprilie 2012 și mă aflu în orașul Comarnic din județul Prahova, în crescătoria unui colbofil valoros de aici din zonă. Este vorba despre domnul Claudiu Găgenel. Bună ziua, domnul Claudiu! Bună ziua! Bine v-am găsit! E a doua zi de Paște și v-am găsit tot în mijlocul porumbeilor. Este normal, având în vedere că sezonul competițional se apropie, trebuie să stăm aproape de păsările atât de dragi nouă. Cum stați cu antrenamentele? Știu că în două săptămâni încep concursurile. Antrenamentele de-abia au început. Suntem în fază de predeal. Urmează să trecem muntele. Porumbei încă nu sunt pregătiți datorită faptului că vremea nu ne-a permis. Nu ne-a permis zăpada, încă este pe munte și... Dar la noastră e mult mai frig aici. Este frig. Porumbei chiar nu... având în vedere că jocul, sistemul văduvie, porumbei încă nu sunt adaptați pentru a zbura pe vreme rece. Urmează să săptămâna viitoare să avem un antrenament la predeal, iar apoi trecem muntele. Să sperăm totuși că ne vom încadra în data care s-a stabilit, respectiv 29 aprilie, pentru primul concurs. Unde? La Sighișoara. Sighișoara, da. Sighișoara. Urmează să zburăm aproximativ aceleași etape ca și anul trecut. În opinia mea, un plan de zbor bun. Cum are UCP-ul? Are un plan bun anul ăsta, am înțeles. Un plan bun, un plan în urma căruia sper ca porumbeii să rămânem cu un număr cât mai mare de porumbei, având în vedere că distanțele, mai ales demifondul, se joacă într-o, respectiv boxa, într-o zonă foarte bună. Iar apoi, ieșind spre preso, da, este un plan bun. Un plan bun. Comparativ cu planurile din ceilalți ani. Să sperăm că anul ăsta se va ridica, în ceea ce mă privește, ca și rezultate cu anii anteriori. Domnul Claudiu, știu că exact, ați avut niște rezultate bune la nivel național în UCP. Am fost campion național la categoria general. Încă cu un record de punctaj, 22,5 puncte, acum 2 ani. Anul acesta am participat cu porumbelul la Balcaniada. Este vorba despre acel mascul din mâna noastră? Masculul, da. Da? Un mascul reprodus din porumbei achiziționați din columbodromul Fair Play Târgoviște. Da. Porumbei, din ce an este, domnul Claudiu? Porumbelul este din anul 2009. Un mascul. Da. Atât mama cât și tatăl sunt porumbei olandezi, care s-au adaptat reliefului și climei din zona noastră. Ați obținut porumbelul a zburat numai în sistemul văduvie. Se pretează foarte bine la sistemul văduvie. Am jucat cu mai mulți porumbei. Într-adevăr, sunt și foarte multe pierderi, dar având în vedere rezultatele acestui porumbel, s-a meritat investiția. S-a meritat riscul, practic. Da. Riscul, pentru că există un risc mult mai mare de a pierde porumbei în acest sistem. Ce categorie? Aveți categorii preferate de zbor, domnul Claudiu? Da, categoria preferată, tocmai categoria la care am avut rezultate în ultimii 2 ani, categoria general, care mi se pare o categorie destul de grea, o categorie complexă. O categorie care include atât viteză demifond, cât și categoria fond. Categoria cu care am plecat, practic, categoria cel mai preferată pentru mine, categoria fond. În 2003, având de asemenea un porumbel cu rezultate în campionatul național la categoria fund mic la data respectivă, da. Pe parcurs achiziționăm porumbei și din columbodrom, deci porumbei de viteză demifond. Am zburat și am avut rezultate și la categoria generală, o categorie care mi-a dat satisfacție. Am văzut că dumneavoastră totuși, în ciuda rezultatelor bune pe care le-ați avut în ultima perioadă, nu aveți foarte mulți porumbei la zbor. Da, nu am posibilitatea să zbor prea mulți porumbei, ca și număr. Nu-mi permite, nu zona, capacitatea cotețelor și posibilitatea de a mai extinde cu crescătoria.
pe viitor să sperăm că am să pot să măresc atât numărul de porumbei, cât și suprafața crescătoriei. Domnul Claudiu, reușiți să vă mențineți porumbeii de zbor? Este foarte greu. În formă tot timpul sezonului? Eu de regulă optez pentru a aduce porumbeii într-o formă la începutul sezonului, o formă optimă și să-i mențin cât mai mult. Tocmai jucând categoria generală, să prind porumbeii într-o formă undeva la jumătatea concursurilor, adică etapele de demifond, începutul de fond. Iar după aceea am observat din experiența anilor, porumbeii scad în formă și atunci da, rezultatele sunt mai slabe, mai modeste, și porumbeii, da. Și porumbeii, dar se pot, porumbeul care l-am prezentat mai devreme, anul trecut a avut o perioadă, o cădere de formă și am reușit ca spre finalul sezonului să-l aduc într-o formă mult mai mare decât a fost chiar în primele etape, schimbându-i femela. Acum vedeți sfaturile și mari crescători spunând că nu este bine acest lucru. A trebuit să-l motivez sau să-l remotivez. Să-l remotivați. Da, să-l remotivez într-o altă modalitate. Pentru că simțeam că pierd și era vorba de un palmares pe 2 exact. Ani. Exact. Da. Cam cât timp alocați zilnic în timpul sezonului în mijlocul lor? Cam cât stați? În timpul sezonului undeva la două ore jumătate. Faptul că practic acest sistem de zbor văduvie necesită poate un pic mai mult timp, dar datorită activității nu-mi permite timpul. Antrenamentul este cel care este mai dificil, pentru că atât masculii cât și femeile trebuie să zburați separat. Ei posibilitatea să fac așa fel încât ei să nu se observe, să nu se vadă, pentru că numai așa putem... Le faceți și antrenamente private numai lângă casă, în jurul casei? Da, primele antrenamente sunt antrenamente private, mergând de la zona Bușteni, Predeal. Apoi trec în muntele, merg și de câțiva ani am antrenat porumbei atât singur, cât și cu câțiva crescători apropiați. Mi s-a părut a fi o metodă de antrenament mai bună, reușind să învățăm porumbei, să le facem practic o intrare în munte, în zona în care locuiesc și am crescătoria, fiind o zonă dificilă de munte și unde practic păsările de pradă sunt la tot pasul și foarte numeroase, da. Și da. Și atunci e necesar ca porumbei să fie antrenați și să aibă posibilitatea să zboare, să intre în zona muntoasă practic. Domnul Claudiu, o ultimă întrebare acum. De la sezonul 2012, ce așteptări aveți? De la sezonul 2012 aștept măcar aceleași rezultate care le-am avut în ultimul an, respectiv campion național la categoria general. Și sper ca uniunea la care am decis să zbor, să particip, respectiv UCP-ul, să se întărească mult mai mult decât a fost, să avem o organizare bună, să, având în vedere că conducerea la ultima ședință au fost alegeri și s-a schimbat conducerea. Sperăm la o organizare mult mai bună și mult mai benefică pentru noi ca și crescători și să sperăm că am să mă regăsesc printre și anul acesta printre campionii naționali. Eu sunt convins că o să vă regăsiți, pentru că văd cu câtă dragoste vă iubiți porumbei și vă ocupați de ei. Vă doresc mult succes în anul competițional 2012. Mulțumesc și să ne vedem sănătoși. Să ne vedem sănătoși și vă mai aștept. O să mai trec, vă mulțumesc mult.